O mașină ars noaptea trecută într-un gang pe strada Burebista din Cluj. Autoritățile spun că incendiul ar fi fost provocat intenționat. Un locatar ne-a transmis un material video și a afirmat că autorii ar putea fi oamenii străzii care și-au găsit adăpost în zona respectivă. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 1. A fost distrus cam 70% din compartimentul motor a autoturismului, un autoturism 4x4, și a fost distrus, deteriorat și habitatul autoturismului. A fost vorba despre un incendiu care a cuprins mai multe materiale și o pubelă în apropierea unei locuințe, stabilită ca și cauză probabilă acțiunea intenționată. Poliția declară că a înregistrat un dosar penal privind infracțiunea de distrugere și că face cercetări pentru identificarea persoanelor implicate. Telespectatorul care ne-a trimis imaginile spune că în gangul de pe strada Burebista incidentele și mizeria sunt la ordinea zilei și că în ultimele luni autoritățile au acționat de nenumărate ori în zona respectivă. Oamenii străzi au fost surprinși deseori drogați cu prenandezi sau în coma alcoolică.